eu, hey Catrina, din nou? Mergem, că mi-am dat întâlnire cu cineva. Hai să vedem cu cine. Și acum, de unde știu cu cine mi-am dat eu întâlnire? Și merem acolo în centru, unde toți boșii stau. Să sperăm că persoana cu care mi-am dat întâlnire o să mă vadă. Și o să vină la mine. Că eu nu știu cu cine mă vad. Uite! <laughs> Uite că m-a găsit. Vai, fii atent ce-mi dă. Dar stai. Stai, dar am loc în inventory. N-am... <laughs> N-am loc nimic. <laughs> Iară. Oh, ce drăguț. Fai de capul meu, fii atent câți ți mi dă. Ce-i asta? Mi-a <laughs> da, fasole. <laughs> Ce mă fac cu toate lucrurile care le primesc? Hai să facem așa. Logic vorbind. Logic vorbind. <laughs> N-am Ce fac cu banderola albă? Licoare roșie. Oare încotro să mă duc? În dreapta, în stânga? Hai să mă duc la astia, că ăștia par mai țăpănoci. Ne punem aici atacul automat. Stai așa, stai așa, că înainte să mă duc să mă bag în ei, trebuie să... Am primit aici inelașe. Și nu m-am dus la epuraj. Tata ce mis, wow-ole! My bad. Hai să vedem. Mai avem poțiune de intelect. Avem ceva, o putem pune aici sau o am băut-o. Mai bem de asta și de asta și dăm bice. No, acum ce să fac în timpul asta? <laughs> îmi place să vă spionez. Asta e, asta e ideea. Și am zis că aș putea să fac lucrul asta în timp ce îmi cresc războinica. Pentru că mare lucru nu am ce să fac. Dar, poate, dacă vreți, facem pe data viitoare. Îmi scrieți cei care mă lăsați să, să intru pe canalul vostru și să fac un mic review. Eu nu vreau să fiu foarte invazivă să intru și să arăt canalul vostru dacă voi nu vă simțiți confortabil. Doamne, mulți bani mi-au dat omii. Uh, Am devenit bogată peste noapte. Apreciez, oricum. <laughs> să știi. Lumea mi-a zis așa, de ce nu intri la misiunea tineri eroi? Eu așa țin minte că am făcut misiunea cu tinerii eroi. Cred că nu mi se pare că cresc greu, deși am un buff. e plus 100% și am și un inelaș aici, care îmi dă experiență 50% pentru 60 de minute. Și tot greu mi se pare că o cresc. Ar trebui să mă pun și pe mount. Deși, dacă mă pun pe mount, le dau knockback. Nu știu dacă există termenul ăsta în română. Probabil cei care jucați me tindră știți să-mi spuneți. Îl lovesc și cade pe spate. Și mă enervează că tot trebuie să fug după ei. Dacă îi bat numai așa, nu mă pică pe spate, dar stau lângă mie, așa. Știți la ce mă uit acum? Mă uit la... <laughs> mă uit la un catalog avon. Deci n-am avut un catalog avon în mână în... de... Foa, lungi zile. Lungi zile, cred că și ani. Să vă spun despre mine. Am fost reprezentant avon în facultate. Și aveam o tipă care tot timpul comanda de la mine și comanda destul de bine. Comanda de vreo 200-300 de lei. Eu care trăiam eu pe o zi pe alta în facultate, <laughs> uh, îmi prindea bine. Deși nu câștigam foarte mult, dar în funcție de ce promoții erau atunci, mai câștigam câte un produs. De obicei nu vineam produsele care le câștigam, le foloseam eu. Nu pot să zic că... îți nasoale produsele de la Avon. Și cele de bărbați, inclusiv, îs foinuțe. Eu sunt curioasă, voi cu ce vă ocupați? care e munca voastră de zi cu zi? Dacă puteți să-mi lăsați comentarii, sunt foarte curioasă. Ha! Acum mi-a venit o idee. <gânt> facem așa. Mi uh, îmi zicea că dacă o să mă duc pe alta hartă, mobi o să fie prea mari pentru mine și o să consum multe poțiuni. Deci, cu uh, donșoara șamancă, m-am dus aici de mă mai mulțele. Sunt curioasă acum, acum mă descurc cu ele. Hai că merem. Merem uh, la mai multe. Alea mi se pare că erau 35, parcă? Ceva? Asta am înțeles că e un fel de dungeon, un fel de temniță. Temniță. Scrie pe ea că -i... ce să Ce faci tu, fată? Temniță scrie pe el. Da. Temnița mai muțe. Duce mai micuțe. No, gata. Le căsăpim. Așa, și încet, încet, tot avansăm. Am înțeles că oricum e din ce în ce mai greu, deci... Nu cred că e cea mai rea idee să vin aici. A. Mă minesc că tot crește levelul lor. De ce ținea mie minte că 35? N-am vrut să recunosc <laughs> că am și mai mulți de 22. Și pe acolo să iese? Sau pe acolo să mere în altă parte? Opa, opa! Opa că se adună! Da, e bine. Cu cât îs mai multe, cu atât ai mai bine. Mai multe și de level mic, mă refer. Aș știți voi ce zic. 835 de puncte de experiență per mai muță. A, 27 deja, 27, 25. Cred că a fost o alegere bună să fac așa. Atâta numai să nu vă băgați în portal să mă tot teleporteze aiurea. M-am gândit eu. Doamne, ce bine m-am gândit. Am știut exact ce o să se întâmple. Cum să eu așa de deșteaptă, mă? Cum? <laughs> Glumesc. <laughs> Și aici nici nu stau să mă bat pe mobi cu altcineva. De ce las dunga asta mov normal? De ce am chestie mov sub mine? Somebody explain to me! 1200, nici nu știu ce level a fost. Ce level a fost? Fata, ce level a fost de la bătut de ți-o dat atâta? Ăștia de 27 dau? Da, ăștia de 27 dau. Fii atent. Dar să crești bine. De ce nimeni nu mi-a spus du-te în temnița mai mulțelor și crești? Mă, dar eu o să știu mai bine ca voi acum. Serios. Așa, du prin perete. Păi pe cine vezi pe peretele celea? Mă uit în caz că pică și ceva, ai că nu, no, mă gândesc că dacă e temniță, să trebuie să pice și ceva, ai e bune. Sunt boș. Uite, asta nu știu. Sunt boș, oare? Experiență, viteză de atac, viteză de mișcare. Le-am pe toate. Ce aia? Medalie de cal. Stai! Stai, 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 că ne trebuie medalia de cal. Hai să vedem. Medalia de cal e aia care îți prelungește viața la căluț, așa e? Nu. Nu știu ce -i. Nu, am luat-o, dar nu știu ce -i. Am primit și de la altcineva că de aia le-am aici. Devine din ce în ce mai greu, că din ce în ce mai mulți. Sau mai multe... Mai mulți mobi, mai multe mai maimuțe. Aș putea să fac o reclamă la temnițele astea. Mai mulți mobi, mai multe mai maimuțe. Stai, 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 să nu mergi, să nu mergi, să nu mergi, să nu mergi. Să nu mergi. Nu să nu mergi cât e chestii ei de pe jos. Cred că la următoarea încăpere pere nu ne mai descurcăm. Că și acum, cu poțiuni, ne descurcăm mai greu. Adică nu extraordinar și exagerat de greu, dar destul de, uite, că imediat mor aici. Uuuu, da, văd că sunt tot acolo. Doamne, dar nu te mai plimba, o, oh, viața noastră. Măcar să recunoscătoare că îmi dă jocul poțiuni. Cred că am înțeles de ce cu chestia aia mov. Mi s-a părut că mă mișc mai încet. Wow, cât să aici, no. Sunt mândră de tine. Catrina Junioră. Rezistă bine. Fii atent. Bravo, mai. Mă așteptam la, la chestii mai rele. Mm, asta cred că e slow. că nu mai fug așa de repede cum ar trebui. No, dar de ce fug mai mulțile ale în al cealaltă direcție? Ce, ce fugiți, mă? Să duc să avertizeze pe cineva că ceva și vin cu boss ul în coace? Este un acolo foarte tare care ne bate pătăți și am venit să vă spunem că ar trebui să facem ceva, că surorile noastre mai muțe sunt masacrate. Da, ori fugi numai pentru că ori fugit. Nu au avut un motiv bine stabilit. E foarte bună metoda asta. Eu nu știu de ce mi-ați spus, nu mi-ați spus. Data trecută că aici pot să cresc frumos. Printre maimuțe. <laughs> Printre surorile mele mai maimuțe. De ce? Că doar e fain. Episodul ăsta nu o să urcăm atâta cât am urcat episodul trecut. Că nu avem așa de mult tip la dispoziție. Așa, plimbă-te! Arată-le! Arată-le cum știi tu să te plimb pe catwalk. Doamne, cred că e foarte mândră de armura pe care o are. La cât să plimbă. Hopa hopa. Cineva dă damage. 29 văd. Văd o maimuță de 29. Dar stai un pic, întrebarea mea este... <laughs> Trebuie să mă și întorc înapoi. Da, oricum, stăm pe aici până, până asta o perioadă, până mai creștem. Dar ce să fac dincolo? ce să fac? Da, aici surorile mele. Eu îmi petrec aici viața cu surorile mele. Stai, stai, nu fugi. Ia-ți medalia de cal. Care nu știu la ce e bună. Z2 de 29. A aia era buba. Deja un level am crescut. Am 8 puncte și eu nu mi-am băgat în nicio abilitate. În ce abilitate urmează să bag? Crește viteza de atac ăsta. Cam o nouă abilitate care zice Iureș. Cum bat pe toată lumea cu de toate. Și viteza de mișcare. No, cred că am făcut o alegere bună. Cât te mai plimbi? Uf. Femeia asta. Merem. Nu știu dacă mă duc în față sau în spate. Nu mai văd mai mulțele de 29. M-am mai uitat la persoane care fac uh, videouri cu metin. Și nu știu de unde și ce și nici nu înțeleg terminologia, dar au tot fel de cutiuțe și le deschid și zic, oh, da, no, asta e bună. Nu, no, n-am avut noroc cu cutiuța asta. No, hai să vedem pe următoare, nu, no? așa și eu acum trebuie să fac. Uh, intrăm aici în uh, temnița mai muțelor și uh, vedem ce ne dă. Ne dă, batem aici mai maimuța mai muța de 22, ce ne dă? Nimic. Nimic. Nu, astea maimuțele de 22 nu ne dau nimic, celelalte ne-au dat parcă niște bănuți. E bine, e bine, nu e ideal, dar este bine. Ce alte iteme am putea lua de aici? Din temnița maimuțelor. Repet, suntem în temnița maimuței, nu maimuțelor. Temnița maimuței. Ce ne poate oferi această temniță de valoare, ceva ce noi nu am avut până acum? Ce ar putea fi? Oare există ce, ceva ce ne poate... Avem Yang, Am primit Yang Hai să-i culegem. Iang cules. cules. Avem cu 120 de yang mai mult în geamantanul nostru. Ce ne mai dau aceste maimuțe? Oare? Ce mai au de oferit? Cred că ne-am dus înapoi că maimuțele astea nu sunt așa țăpănoace. Eu tot îmi făceam griji că... Imediat ieșim afară din... Temniță. Nu știu că tot arată la fel. De data asta o să ne oprim un pic mai repede. Din format. We forgive, but we don't forget. O să mă întorc la mai multele astea uh, în episodul viitor. Cred că mă duc înapoi, pentru că n-am fost atentă, pentru că fata asta alergă în toate direcțiile. Și o să fiu mai atentă. Dacă ies din instanță, o să intru înapoi. Temniță, nu instanță că e din ă, temniță, o să intru înapoi. De ce îmi scrie prietenos? Bine văd, prietenos, Catrina, games. Acum toată lumea știe, sunt un prietenos. Bun, cum ziceam, ne oprim deocamdată. Data viitoare când urcăm, dați-mi ceva de făcut între timp. Că mai pot să fac și altceva pe lângă faptul că stau aici și vorbesc cu mai mulțele astea. Apropo, îmi lăsați un comentariu la video asta, cei care vreți să fac uh, un review canalului vostru, pe data viitoare. Uh, dacă aveți și alte idei, că o să fie episoade destul de multe în care eu nu mă omor aici și cresc cu, cu războinica, așa că puteți să-mi dați și alte idei ce aș putea să fac între timp. Și dacă îi să vă povestesc ceva. Dacă vreți să vă povestesc ceva. Să discutăm chestii filozofice, întrebări existențiale. Ce vreți voi? Putem, putem și adaptăm. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în episodul ăsta ne auzim data viitoare! V-am pupat, pa! pa!